ne putem face auziți, suntem auziți în mediul online de tineri care în alte circumstanțe nu ar ajunge să audă cuvântul lui Dumnezeu. Adică sunt tineri care nu intră într-o biserică, sunt tineri care nu se interesează de tema asta, dar în mediul online, de multe ori, fără să vrei, dai de anumite lucruri care stârnesc curiozitatea și rămâi acolo să vezi totuși cine ce are de spus. Sigur că rolul nostru a tuturor creștinilor e de a lărgi împărăția lui Dumnezeu, de a face tot ce ne stă în putință, inclusiv de a intra în mediul online pentru a lărgi împărăția lui Dumnezeu și în același timp să arătăm că putem să fim sarea pământului, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, că trebuie să fim sarea pământului pentru a da gust într-un mediu în care aproape nimic nu mai are gust.